Încă din secolul al XV-lea, după căderea Constantinopolului, la nord de Dunăre, la porțile Balcanilor și ale creștinătății, două state feudale au rezistat neîncetat expansiunii otomane în Europa. Două țărișoare creștine, care și-au apărat independența și credința ortodoxă, fie cu diplomație, fie cu aur, fie cu spada și grele tributuri de sânge. Este vorba despre țările române, Moldova și Valahia, care fac astăzi parte din statul european România. Începând din anul 1688, vreme de un sfert de veac, istoria Valahiei, care purta de altfel numele de Țara Românească, a fost dominată de puternica personalitate a voievodului Constantin Brâncoveanu. Boier de viță veche românească, Brâncoveanu a ocupat înalte funcții administrative sub domnia unchiului său, Șerban Cantacuzino, căruia i-a urmat la tronul țării românești. Om cu o avere fabuloasă și o mare abilitate politică, Brâncoveanu a fost cel mai bogat domn pe care l-au avut vreodată țările române. O bogăție pentru care turcii îl botezaseră Altân Bey, prințul aurului. Dar mai mult decât atât, Brâncoveanu a fost o minte luminată care a sprijinit artele și cultura, a apărat credința strămoșească, a ctitorit școli, palate, biserici și mănăstiri. În vremea lui s-au înființat tiparnițe, s-au tipărit cărți, s-a creat un stil arhitectonic care îi poartă numele. Un asemenea domn a avut o doamnă pe măsură, pe Marica, domniță pământeană, care i-a stat mereu alături, la bine și la greu. I-a dăruit 11 copii și toată dragostea pe care o femeie o poate dărui. Asemenea împliniri aveau să stârnească invidii și să-i aducă Brâncoveanului un sfârșit teribil. A fost decapitat alături de sfetnicul și de cei patru fii ai săi, fiind astăzi cu toții trecuți de Biserica Ortodoxă în rândul Sfinților Martiri. În urma lor au rămas femeile, Marica Doamna, văduvă, și fiicele sale, care nu s-au lăsat doborâte de suferință și care cu curaj, cu evlavie, au dus mai departe numele cinstit al familiei. Marica, una dintre cele mai încercate doamne din istoria românilor, a avut parte de toate bucuriile și suferințele posibile într-o viață de om. Trebuie să spun că doamna Marica și soțul ei au dus o existență extraordinară din două motive. În primul rând erau urmașii unor drame. Dacă ținem seama în ceea ce îl privește pe Brâncoveanu, soțul ei, că fusese ucis tatăl său, papa Brâncoveanu, în răscoala Seimeinilor, când era un copil de un an. După aceea, peste câțiva ani, a fost ucis bunicul său, Preda Brâncoveanu. Iar după aceea a fost, peste alt câțiva ani, ucis și vostelnicul Constantin Cantacuzino, cel la bunica său. Deci aceste trei drame, e sigur că l-au marcat. Pe de altă parte, după această dramă, a fost o domnie extraordinară, o domnie foarte lungă pentru vremea aceea, un sfert de veac, peste un sfert de veac, 26 de ani de domnie. O domnie în care frânele au fost ținute de Brâncoveanu cu foarte multă siguranță. Țara a fost aproape în permanență în pace,
când a fost stare de război, n-a fost înăuntru țării, ci în afară. Și pe de altă parte, Brâncoveanu a fost un gospodar extraordinar pentru țară și pentru sine. Constantin Vodă Brâncoveanu, cum știți, a fost victima unei situații politice destul de complicate, determinate pe de o parte de regresul puterii otomane în Europa, după eșecul asediului Vienii, pe de altă parte de ofensiva din ce în ce mai agresivă a Austriei, în zonele Transilvaniei, în Balcani, în Banat, la care se adaugă și apariția Rusiei imperiale, care mai ales de la 1711 după Stănilești, se vedea că este interesată de Imperiul Otoman. La aceasta se adaugă infidelitatea lui Dimitrie Cantemir, care a creat suspiciune la Sublima Poartă, și politica extrem de complicată are Constantin Brâncoveanu, care evident a susținut împotriva strămoșului meu, Aga Constantin Bălățeanu, o politică pro-otomană, anti-austriacă, dar care, până la urmă, ducea prin dos o discretă politică de apropiere față de Imperiul Austriac, ca dovadă că a primit titlul de principe al Sfântului Imperiu. Brâncoveanu a dus o politică externă de o rară abilitate, ceea ce și explică cei 26 de ani de domnie. Pe de o parte, părea de o supușenie de necontestat față de poarta otomană, față de sultan. Această supușenie a întreținut-o cu foarte multe sume care s-au scurs în direcția aceea, mai ales în 1703, când domnia a fost sus semnul întrebării și el a trimis să meargă la Adrianopol, când toți spuneau că își va pierde domnia, din potrivă, nu și-a pierdut domnia, s-a reîntors cu toate lucrurile puse în bună ordine. Dar, pe de altă parte, el a avut o legătură cu împăratul de la Viena și cu Petru I, țarul Rusiei. O legătură politică, o legătură diplomatică, un schimb de corespondențe foarte activ, o corespondență tainică, dar care, din nefericire, a mai răsuflat câte ceva și lucrul acesta a contribuit și la căderea lui, într-o bună măsură. Și această legătură, sigur că a contat foarte mult după ce el n-a mai fost. Chipul lui Constantin Brâncoveanu există nu numai în stampe și tablouri votive. El a ajuns bine cunoscut tuturor celor care trec pe lângă statuia realizată de sculptorul Oscar Hahn, aflată de 10 de ani în fața Bisericii Sfântul Gheorghe, de la kilometrul zero al capitalei României. De la Brâncoveanu ne-au rămas o serie de portrete, care toate sunt corecte, fiindcă se recunoaște fața lui prelungă, cu nasul acela lung, cu barba caracteristică și cu căciula respectivă. Și lucru surprinzător, cel mai frumos portret al lui Constantin Brâncoveanu nu se găsește în țară, se găsește la Mănăstirea Sfânta Ecaterina de la Muntele Sinai. Acolo se găsește portretul și o copie a acelui portret l-a obținut și Marta Bebescu. Și un portret interesant, fiindcă e împărtășit un domnitor român, dar cu coroana princiară vest-european, ca conte al Sfântului Imperiu. După cum spuneam, Brâncoveanu avea o avere fabuloasă, sporită de zestrea bogată a soției sale, ca și de o foarte bună chivernisire. Căci nu numai domnul era un bun gospodar, ci și Marica, nepoata lui Antonie Vodă din Popești, care se zice că știa rosturile fiecărei moșii, case sau sume de bani. Meritul lor a fost că au sporit atât averea personală, comoara, cum i se zicea în vechime, cât și visteria țării. Și cronicarii ne spun că au știut să adauge bogății fără să jupoaie poporul și să-l facă să țipe. Palatele brâncovenești de la București, Mogoșoaia și Potlogi
egalau luxul și rafinamentul curților florentine și venețiene. Prin bogăția veșmintelor și a bijuteriilor, dar și prin influența italiană în stilul arhitectonic și ornamental, consacrat astăzi drept stilul brâncovenesc. El venea în domnie cu o avere extraordinară. Preda Brâncoveanu, bunicul său, stăpânise 200 de sate și un număr extraordinar, 18.000 de iepe. Nu mai vorbiți de numărul oilor și așa mai departe. O avere extraordinară cu care intrase, dar pe care Brâncoveanu, nepotul, a dezvoltat-o, a crescut-o în timpul domniei sale. Putem face așa o mică apropiere între el și Carol I. În privința gospodăririi, ca să spui așa, listii civile. Brâncoveanu, evident, nu avea listă civilă, dar avea țara la dispoziție și s-a îngrijit și de țară, dar s-a îngrijit și de el, de neamul său și de averea care a strâns-o. Și lucrul acesta s-a dus și la pieire până la urmă. Aceste lucruri poate că n-ar fi fost determinante pentru marea criză în care a trăit familia Brâncovenilor, dacă nu se adăugau încă două lucruri. Invidia extraordinară creată de mare avere, pe care Constantin Brâncoveanu o adunase, și de orientarea lui foarte pro-occidentală, cu bani depuși în băncile de la Viena, cu bani depuși în băncile de la Veneția și așa mai departe, și oarecare dușmănie internă între el și unchiul său, stolnicul Constantin Cantacuzino, care urmărea domnia, nu pentru el, că era prea în vârstă, dar pentru fiul lui Ștefan Cantacuzino. Toate acestea adunându-se și strecurându-se către sublima poartă și informații, Brâncoveanu ar fi dispus să facă o trădare, au dus la catastrofa de 1714, care s-a terminat cu decapitarea lui Brâncoveanu.